Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de bine. În episodul trecut cu Colo versus Călinacio, multă lume mi-a comentat: i-ai luat partea lui Călinacio doar ca să nu se ia de tine? Sau i-ai luat partea lui Călinacio doar pentru că te-a îngropat? Oh, microfonul meu era aici, scuze. Dude, în primul rând am zis că nu iau partea nimănui. Am zis că nu iau partea nimănui pentru că fiecare are argumentele lui. Și în al doilea rând, Călinacio nu m-a îngropat. Ok? Ca să vă demonstrez asta, o să ne uităm la videoclipul lui cu poliția YouTube-ului despre mine. Și da, a făcut un videoclip cu poliția YouTube-ului despre mine în iunie anul trecut. Ok, hai să începem să ne uităm la episod, să vedem ce a avut de zis Călinacio. Ei bine, după ce am stat aproape 2 săptămâni închis în cameră de bună voie, vai, cum era Călinacio înainte. Și dacă mai are rost să o trăiesc sau nu, am decis să arunc totuși sfoara. Și mișca jocul în lag și nu se auzea deloc bine. Și să fac ce-mi place în continuare. Adică să mă minunez la prostie. Și pentru că toți idioții mi-au zis că nu am dreptul să mă iau de YouTuber mare ca Xbreaker, acum o să fac un videoclip despre un YouTuber și mai mare. Yeah. Pentru că pot și că vreau și că muie. Bă, se vede că era un pic mai mic Călinacio și mai cringe. Cineva. E cumva sistem nou de operare de la Apple? Cum să te cheme Gamiose? Oricum. Nu am văzut niciun videoclip de-al lui până acum. Glume! Și probabil nici nu voi face după ce termin videoclipul ăsta. Dar fiind un polițist de renume, trebuie să-mi fac totuși un rezumat. Da. Așa că hai să încep. Pe el. Videoclipul se cheamă Suntem un porc. Și deja mi-e frică. Vă leu, videoclipul ăla e în 2015. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5. De data aceasta Franklin nu a putut să vină la acest episod, așa că a venit prietenul lui cel mai bun, acest porc. Bă, ce voce aveam. Da. Shit. Pauză. Doamne, nu. Doamne. Deci, de ce? De ce are copilul ăsta de 12 ani 70.000 de subscriberi? Aveam 70.000 în iunie și am făcut 100.000 în septembrie sau ceva. Totuși, mă întreb oare, când zice acest porc, la cine se referă? Bănuiesc că nu-i spune asta mistrețului, nu? Ar fi foarte urât din partea lui. O să sun la protecția animalelor. Sau poate e ceva filozofic, de-a dreptul gorilian? Gami vrea să ne spună că atât el cât și mistrețul sunt porci? Videoclipul se cheamă Suntem un porc. Bă, deci, eu încă aștept să râd, adică gen, nu știu. Și da, hai să ne jucăm, să începem să intrăm în mașină. Acum începe videoclipul. What the fuck? No. Deci nu. Reacția mea? What the fuck? Wow. Lucrurile merg mult mai bine decât credeam, nu? Adică e doar un copil și se distrează. Râde. A avut o reacție perfect reală și în niciun caz falsificată. Da. Uitați doar fața lui clare. Ce față aveam, uite ce gușă, frate. Nu știu. Vreo diferență, stai. Nu văd nicio diferență. Exact la fel eram, exact la fel. Doar că aici eram clasa 6-a și acum sunt a 9-a. Entuziasmată și amuzată. Chiar nu știu de ce mă iau de el. Ok, deci se pare că un porc nu poate să conducă o mașină. De data aceasta suntem... Eram creier! Creier eram la vârsta mea în 2015. Mă vacă? Văcuța Milka? Shit, așa. Nu. Vreau să văd o vacă pe motocicletă, deci trebuie să văd o vacă pe motocicletă. Da, eu de ce am râs după jumătate de oră după animație, frate? Bă, era amuzant, știi, dar eu eram foarte cringe. What the fuck? Oh, no! Aparent de asta mă iau de el. Serios, e penibil. E jenant. Genibil, ca să o spunem pe față. Fuck. Nu cred că am văzut așa ceva în viața mea. Și, oameni buni, acest copil de 12 ani are fetișuri extrem de dezvoltate. Mereu am vrut să văd o vacă pe motocicletă. Marș! Da, mi se pare anormal. Vedeți ce învață copiii la școală în ziua de azi? Bă, și nu prea făceam nimic la școală pe atunci. Avem parte de încă o reacție 100% legit. Bă, Și cred că are un tic nervos cu fraza what the fuck. Bă, chiar aveam, frate. Și la școală și peste tot numai what the fuck ziceam. Hai să mergem și să luăm o mașină. Asta e foarte bună. Get the fuck out! No. What
stagiar. No! Get the fuck out of here! Nu, 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 nu. N-a zis ce cred eu că a zis, nu. Get the fuck out of here! Genial, eram genial pe atunci. Ok. Priviți partea bună. Tocmai mi-am găsit un nou ton de mesaje. De-abia aștept să aud asta zilnic. E incredibil. Bine, și partea proastă e incredibil. Adică, serios, omul chiar crede că e amuzant. Din contră. Bă, adevărul, nu știu, și acum ce făceam eu acolo, modurile alea mi se par amuzante, știi? Dă, nu știu, arunci cu mașini, cu chestii, faci, te transformi, pula mea, știi? Chiar e foarte tare și e destul de distractiv. Dar eram eu foarte cringe și foarte ratat pe atunci, înțelegi? Bine și acum, dar mai încolo, dar atunci eram și mai și. Pentru mine unul este chiar disgrațios. Eu zic să semnăm petiția, opriți copiii de sub 14 ani să înjure în engleză. Cine e cu mine? Eu! AK-47-le! Ăsta-i famaz, dar mă rog! Apă, bune că aveau dreptate oamenii în comentarii la video cu Vlad Alexandrescu. Fuck. Bă, am o scuză, ok? Eram cu 2 ani mai mic atunci, da? Eram cu 2 ani jumate mai mic aproape. Am o scuză, nu? Adică și era 2015, erau alte vremuri pe YouTube, nu? Nu? Hai că am o scuză. Fie oare el următorul membru din Shatra Benz? Gemetele sunt similare și probabil că și fanbase-ul e similar, dacă știți cum zic. Adică serios, imaginați-vă, Kilafon featuring Gamios. Cred că m-aș sinucide. Ah, mi-a plăcut și acel oh yeah de la final. Îmi aduce aminte de Macho Man când era copil. Acum aduce aminte de Vlad Alexandrescu, lasă-mă. Pe cine păcălesc? N-are cu ce domnișoară să termine. Ok, mi-a fost de ajuns și cred că și vouă în mod normal. Serios. Da. Gamios este prototipul perfect al copilului gamer super enervant și super penibil. Genul de copil care zice că o fute pe maică ta pe Call of Duty și pe CS. Are pune și scaun de gaming. Bă, nici foarte, chiar așa, dar eram destul de cringe. Și Gamios intră la închisoare, normal. O să-l bag în celulă cu un violator. Vreau să văd dacă îi spune get the fuck out of here când se apropie nu, de nu, o să zic get the fuck out of here. Doamne, doamne, doamne. Ce eram eu pe YouTube, frate, și nu înțeleg. Vă știți câte vizualizări are clipul ăla acum? 340.000 de vizualizări. Adică... Da, enorm de multe! Poliția trece. Și asta, când pune gratile, genială. Genială. Uite cum facem până scrie amendaia. Ne ducem și ne întoarcem. Da, mă, frate, ăsta a fost și videoclipul. Bă, ați văzut, nu știu, eu sunt de părere că n-a zis chiar atât de multe chestii rele despre mine sau m-a îngropat sau nu știu ce. Adică, bine, pe atunci nici nu jura așa mult, calitatea era altfel, era mult mai cringe Călinacio pe atunci. Dar, nu știu, până la urmă, gen, de-abia acum am înțeles care e faza cu poliția asta YouTube-ului a lui, știi? Duma e că, gen, el face chestia asta ca să îți arate ție că, bă, coaie, nu faci bine, înțelegi, ești cringe. Trezește-te. Și eu nu mi-am dat seama pe atunci și m-am și ofticat, i-am și comentat, i-am și făcut video, i-am adus 4.000 de dislike-uri, știi? Dar gen, aveam dreptate despre mine în proporție de 120%. Da, eram super cringe pe atunci. Dar sincer, nu mi se pare că m-am îngropat sau, cum zicea lumea, la ce ți-a făcut Călinace, nu aș mai ieși din casă. Adică, chiar așa. Plus că video-ul lui e făcut în 2016 și video-ul ăla era din 2015, adică e o diferență destul de mare. Dar da, fraților, cam asta și acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel ton de like, să-mi dați follow pe Instagram. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!